Ceva, hai că ne oprim puțin din analiză. Vreți să râdem puțin? Băi, vreți să râdem? A? Să facem și o Caterinca în emisiune? E luni, să ne meargă bine toată săptămâna. Să ne meargă bine, deci fiți atenți aici. Băi, pregătiți-mi clipul ăla cu Șumudică. Azi e ziua lui Șumi, da? La mulți ani, Șumi. Să-ți dea Dumnezeu să fii sănătos, să-ți meargă bine. Diseară ăsta să fie cadou, să câștigi și ținem pumnii și să rămâi la fel de simpatic și de nebun cum ești. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și la mulți ani. Mai înțelegi? Fii atent faza aici, înțelegi? Deci e ziua lui, da? Așa. Minel. Băi, e ziua lui, da? Da, așa. Fii atent, da? E ziua lui. Așa. Băi, deci ca să vezi, fii atent ce se întâmplă, îmi dă mesaj, fii atent. Ia uzi. Băi, ce mi-a făcut Gradel, jucătorul meu. Capitanul de echipe e Costei de Fildeș, campionul Africii acum două săptămâni. Da, da, deci mesaj de la Șuf, ia. Și africanii, mâncați-i și africanii. Gradel, jucătorul meu, capitanul de echipă Costei de Fildeș, campionul Africii. Gradel cu care domnul Bănel a jucat la Saint-Étienne. Da. Mă pricep? 100%. N-ai jucat la Saint-Étienne cu Gradel? Gradel capitanul Costei de Fildeș. Și fii atent, vă rog eu frumos, deci vă rog frumos, chemați-vă prietenii, rudele, mamele. Băi, vreți să râdeți? Deci vreți să începeți săptămâna cu zâmb, cu uite până aici, deci să vă tăvăliți, chemați-vă iubitele, mai înțeles, prietenele, că o să râdă și fetele de o să nebunească. Chemați-vă prietenii, amicii, dacă sunteți la servici, colegii de birou, deci fii atent, vă mai las 30 de secunde. Ai jucat cu Gradel? Cum să nu? Era el în stânga, Aubameyang în centru și o dreapta. Asta era atacul. Fii atent ce atac? Mai zi o dată, Bănele. Gradel stânga, Aubameyang în centru și o dreapta. Cum juca Gradel? Faidic. Nu intra odată în sală. Câți ani avea? 40 de ani? Păi câți ani are acum? Păi depinde. Avea 40 de ani atunci. La ei se poate vedea. Nu contează, se joacă până la 100. Metoda izotopului de carbon. Băi, v-ați chemați prietenii să vedeți, să râdeți? Hai mă, dă-i. Da? Fii atent. Dă-i mă să vedem. Deci fii atent ce a putut să-i facă Gradel lui Șumudică de ziua lui. Șumi joacă astăzi la Antalya Sport. E ca meci decisiv. Da, da, eu zic că de ziua lui o să bate. Îi ținem punii, ținem punii. Băi, hai să leșinăm de râs. Da? Bă, țineți-vă bine, leșinați. Deci ce a putut să-i facă, să-i trimită Gradel lui Șumi de ziua lui din Africa. Dați-i drumul. To the best coach in the world. Love you. Visor regret you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to the best coach in the world. Ziceți, mă, dacă ați mai văzut așa ceva? Hai că l-avem și pe Gigi Mustață, liderul Peluzei Nord, la telefon. Salut, Gigi! Bună dimineața! Băi, i-au trimis clip din Africa de ziua lui Șumudică, un fost jucător, și la final i-au pus manele pe clip. Hai mă, zi, Mihai, mai văzut așa ceva? Nu. Eu l-am obișnuit cu manele pe Gradel. Păi zi, mă, băiatule, ce l-a obișnuit pe un Gradel? Gigi, salut! Am leșinat de râs. Deci nu cred că ai putut. N-ai văzut clipul, nu? Nu, nu. Bă, te rog eu, intră pe Fanatic, păsai să vezi clipul leșin. Deci leșin de râs. Gigi. O să-i. Da.